Bună toată lumea! Bună! O să lucrăm astăzi pentru Gherghina, în Da? vârstă de 69 de ani. Să facem o curățare. Da? Punctele le-am discutat înainte, ca de obicei, și o să le vedem pe parcurs, să găsim cauzele lor. Da? Te întinzi, închizi ochii, relaxează-te. Într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc, relaxată, și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Declarăm sesiunea deschisă și ne facem protecțiile pe noi, conexiunile și device-urile folosite în această sesiune, locația noastră. Da. Iar acum am să-ți număr de la 1 la 3, iar tu te vei conecta telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Gherghina. 1, 2, și 3. Dacă ai găsit-o, cere acordul, identifică și dă informații de ce suntem aici. Da, a venit în fața noastră, spunea că s-a aștepta, știa că-i vine rândul la așa ceva, că a citit în intențiile fiicei. Da. Să facă o astfel de curățare, este însoțită, da? De cine? Este însoțită de o ființă pe care am scos-o în afara sferii de lucru. Pentru că este o hologramă a Arhanghelului Gabriel. Da. Ea știa da. Că era însoțită, știe? Da, pentru că este indisolubil legat în viețile pământești ca o pedeapsă de acest Arhanghel, da? Deci este cel care a învins, spune Balaurul pe Iahve și ea făcea parte atunci din sufletele dedicate care ajutau această da. Entitate în cam vremurile câte erau, dacă poți să iei informația străvezi. Câte îi trebuia? Câte suflete îi trebuia cui? Deci unele vin, unele da. Pleacă, acum unele se desprind, altele le prinde, nu poți da o cifră exactă. Știi? Cam câte suflete nu... Îmi venea de ordinul a 630.000. Așa îmi venea când m-a întrebat, știi? Da. Așa. Deci legătura ei se face printr-un soi de implant viță, că altfel nu pot să-i spun, așa, care pornește din mijlocul ei, din partea dreaptă. Are un model deosebit, care model... trebuie desenat, ca să vi-l închipuiți în film, ca o semiarcadă cu vârfuri, știi? Și deci vine pe toată partea de sus, trece prin sânul stâng, urcă da. Pe aici prin jugulară, se duce în maxilar și este legat de cele două măsele din spate de aici, da?
iar de aici se deschide în raze și este pe creierul energetic și în partea cealaltă, da? Adică toată semisfera stângă și, de fapt, toată partea stângă a corpului este prinsă sub influența acestei entități, da? Așa. Ca urmare, bineînțeles, deci eu văd ca niște formațiuni, da, la ficat. Da. Este acoperit în primul rând de o peliculă, ca și cum n-are voie să respire singur ficatul, să spunem, da? Ca și cum ai vida ceva, da? Da. Iar în el văd niște, ca niște microorganisme, așa, niște naniți foarte agresivi, da? Care parcă sapă și fac găurele, fac adevărate grote, canale, știi? Da. Analicule acolo, da? Și deci acolo unde sapă ești, unde este acel gol, parcă se lichefiază, se pietrifică materia, da? Și spune că toți care au făcut parte, deci asta e informația, o iau eu. Pentru că ea este blocată, ea este sub influența lui, încă nu sunt legăturile tăiate, da? Așa, deci a avut voință să participe la această curățare, de a fost acord să scoată această entitate, dar legătura încă există, da? Da. Și i-a spus să taie această legătură pe timpul curățării, dacă îi convine, după să n-are decât să o ia din nou, dar în timpul curățării nu putem ține această legătură, da? Da. Și zice că nu-i dă voie, că o chinuie, că în timpul acestei curățări, dacă ea taie legătura, îi chinuie corpul fizic. Și am spus că tot ceea ce se întâmplă în corpul tău fizic este este voința ta, da? Da. Iar dacă tu îți dorești să nu se întâmple acest lucru cu corpul tău fizic, nu se va întâmpla. Tu vei fi ca în fiecare zi liniștită pe timpul acestei curățări. Iar el nu poate să treacă pentru că este corpul tău, este moșia ta, cum ar veni, nu poate să treacă peste intenția și voința ta. Și mi-a spus bine, a tăiat această legătură și deci i-am spus să scoată toată această parte, pentru că vezi tu corpul ei energetic arată, cum să vă spun, ca o păpușă cu crinolină fără roche deasupra. Deci are numai scheletul propriu zis al crinolinii, da? Are corsaj în partea de sus destul de strâmt și în rest are crinoline, iar aceste crinoline, barele crinoline, fac adevărate câmpuri de energie orizontale care parcă secționează, parcă taie corpul energetic în mai multe bucăți, da? Văd că are un istoric greu acest suflet, da? Da, adică? Deci, în primul rând, a participat la un războiul primei falii de pe Marte, da? Cred că de acolo s-au întâmplat niște chestii și niște conexiuni. Și îi văd originea din sistemul Tarmin. Și deci planeta ei se cheamă Silian 1. De acolo are originea, da? Îi văd niște ființe tari frumoase, înalte, așa, cu corpuri armonioase, bine făcute, dar poartă niște, ca niște uniforme toți, niște veșminte destul de greoaie, ca niște armuri, au niște leduri, un fel de... Și-au făcut ei ceva, dar mai rău îi încurcă, simt. Da? Cred că sunt contaminate în punctul ăsta, nu mai sunt ceea ce erau. Da. Deci, practic, această rasă avea o singură haină, cum ar veni pe tot parcursul vieții, care creștea odată cu ființa respectivă, da? Adică îi se dădea de la naștere, contrar a ceea ce se întâmplă pe pământ, deci
văd copiilor mai mărișori Da. de la naștere și ei sunt ființe mult mai mari. Așa, deci după momentul nașterii copiilor merg vertical. Adică merg, pășesc deja, nu sunt acele 9 luni neajutorați și trebuie plimbați și ținuți de mame, da? Se comunică telepatic de la început și văd că aceste hăinuțe li se dau de la început. Deci ei arată la naștere cum arată un copil pământean, să spunem, adică acele abilități fizice care le are de a merge, de a se hrăni, etc., cam pe la 3-4 ani. Da? Da. Așa. Văd că acești copii sunt separați de adulți, da? Da. Adică le se dă numai un puls de energie în ombilic în momentul nașterii, da? Deci ființa se separă de corpul mamei, da? Da. Au un alt act de naștere, da? Deci parcă pântecul femeii din această rasă se deschide singur, ca o ușă, da? Ca apoi să se lipească ca o cezariană verticală, să spunem. Numai că la cezariana verticală se... ca și cum ar avea un fermoar, se deschide. Da. Așa, fătul este scos, da? De la început este pus vertical într-un fel de tub ca un duș, se creează o energie, o legătură energetică puternică între ombilicul mamei și a fătului, este hrănit cu anume energie, parcă învie mai mult toate organele și are pentru stocat pentru o perioadă de timp în vine și apoi și tatăl care este prezent la actul nașterii îi dă un astfel de impuls de energie, da? Tot la ombilic și văd cele două energii cum se împletesc și se duc pe coloana vertebrală și alcătuiesc așa un model cu opturi, știi? Pe care tânărul, din câte înțeleg, până la vremea pubertății poartă, când este, cum ar deveni un adult în lumea terestră, da? Și, dar am spus, ei sunt educați separat ca să nu se creeze atașamente, da? Da. Adică este o societate de tip utopic aici, cum au vrut să facă ăștia, cred că socialismul, dar fără alte conotații, nu da. De crem, așa, și toate sunt a tuturor, da? Văd că și guvernarea, că sunt un fel de județe, practic. Da. N-aș putea să spun că sunt țări, pentru că este o singură comunicare, da? Așa, de pe un fel de zone, de județe, este o parte numai de uscat, iar restul, cum ar veni continentul America de Nord, cu asta seamănă, iar restul planetei este apă. Da. Restul planetei este apă, da? Chiar și energia care vine în torul planetei, în mijloc, este foarte plasmatică, să spunem, da? Da. Nu au forme de relief prea înalte, ceva ca niște delulețe, da? Au da. Plante, dar, cum să spun, seamănă cu cele ciudate din niște zone de la noi, de pe pământ, cu copacii aceia parcă sunt de piatră, sunt roși. Da. Au multe rădăcini și zic eu că pomii ăștia se pot deplasa. Adică ei stau acolo în pământ, comunică energetic prin rădăcini, dar se pot deplasa împreună cu comunitatea umanoidă. Da. Așa. Și văd niște animăluțe însoțitoare, cum am avea noi câinii pe Terra, da? Care sunt... seamănă mai degrabă cu niște vulpițe, da? Și percep că aceste ființe, deci, sunt foarte evoluate pentru niște animale, da? Ca și cum le-ar purta de grijă, da? Și acum îmi dau seama că, de fapt, aceste planete au fost colonizate cu acordul rasei care predomina, da? Această lume și că, de fapt, acele vulpițe, cum le zic eu, erau rasa dominantă, da? Da. Și, deci există un fel de acord de a veni această
societate umanoidă și de a coloniza acest mic sistem, da? Da. De aici încolo, deja am intrat foarte mult și ea este foarte bulversată. Am intrat mult în trecutul îndepărtat, da? Ar fi bine să ne întoarcem deocamdată în prezent, pentru că nu s-a decreat acel, nu s-au decreat acele blocaje pe care le are și, dar pare foarte, foarte nerăbdătoare, știi? Da. A se curăța, aș da seama, a se asigura că asta este istoria ei, că chiar dacă s-a văzut pe sine, parcă are încă îndoieli, pentru că este constructul pe care l-a primit și l-a ținut atât de mult da. Întrede, da? Da. Și deci apelez la memoriile ei pe care le are să-și aducă aminte când s-a simțit ultima dată legată de acele forme de manifestare, da? Și zice că încearcă, începe să acceseze acea memorie, dar totul se vălătucește în negru, da? Și zice, simt că energia mea este împrăștiată, chiar și energia concentrării, să spunem, este împrăștiată, este dispersată, da? Deci văd o femeie identică cu ea, în primul rând, cum am uitat la legătura asta. Da, o este, clonă este. Da, este o clonă care seamănă perfect, dar vezi tu, clona aceea s-a născut cu multe defecte, da? Da. Și toate defectele de-a lungul vieții, de ce au trimis energie corpului original. Deci este într-o localitate care se numește Rectec, da? Dar cred că se află pe o linie temporală alta decât prezentului din care venim, da? Pentru că nu văd existența acestui loc, acestui oraș, îmi vine ca Austria, actuala Austria, știi? Adică nu văd să se așeze peste harta actuală. Este un pic diferit. Da. Adică văd mai mult pământ acolo, mai puțin muntos, mai puțin creță, așa, știi, cum apare pe hartă, cum apar munții pe hartă, știi? Da. Mai deșes, așa, și într-o societate, deci oamenii aici sunt foarte senini, să spun, da? Adică, cred că este o societate de clone până la urmă, că le văd tare nepăsătoare, știi? Adică, n-au prea multe de făcut în viață, o existență foarte liniștită, da? Da. Și deci văd curba trimiterii acestei clone în trecut, da? Și deci apar două imagini, deci mai există încă o clonă, da? Da. Așa, pentru că apare 1405, da? Așa, unde este clona asta, da? Și mai apare în oglindă, cum ar veni, 5041 în viitor, da? Deci, clona din viitor nu are partea de jos, picioarele sau ceea ce suntem noi de la mijloc în jos ca oameni, ca și corpuri. Dar ce are? Numai partea asta, iar partea de jos este prinsă ca într-un scaun cu totul, în dispozitiv este la un ghișeu, da? Da. Și sunt niște ființe care tot așa sunt pe jumătate, da? Ca și cum levitează, da? Da. Unii sunt puși pe niște suporturi metalice, da? Și zic că, deci, în această societate tot utopică de viitor, oamenii nu mai au nevoie, anulăm de crem și nu intrăm în program. De partea de jos, pentru că este cea care cu poftele, cu dorințele și așa mai departe, și-au păstrat numai partea logică, da? Iar partea de jos cumva este blocată, da?
Iar deplasările, dacă trebuie să se facă, se fac cu ajutorul acestor jumătăți de corpuri metalice, da? Și așa de ciudat să vezi, deci într-un fel de vehicule de transport, toți de la brâu în sus, știi? Și peste tot, toți de la brâu în sus, da? Și nu mănâncă pentru că nu au nevoie, nu au sistem digestiv. Așa. Și deci nu mai au așa ca niște, cum beau chinezii, sake, știi, în cănițe de la. Așa, și acest fluid le intră în nas, în nări, direct, când îl primesc. Adică este ca un fel de distracție pentru ei, de a face pare, de a bea împreună, da? Această clonă din viitor, așa, se numește Dorchi, 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 da. Așa, au și niște nume, da? Aici nu se mai căsătoresc, n-au nevoie să se mai mulțească, deja sunt foarte mulți. Dacă sunt foarte mult controlați mental, da? Și dacă cuiva îi trece prin gând să producă o dereglare în sistem, deci să facă o infracțiune, este îndepărtat complet, da? Da. Adică este pus într-un loc unde va sta în stază, da? Pe când cea din trecut, din orașul acela, da? Așa, deci este întreagă la corp, cum ar veni, da? Astfel încât vezi tu, deci, cumulul de cerere, de energie din partea clonelor se adresează chakrelor de la 3 în sus, da? Mai mult, știi, cealaltă clona din trecut este conectată și la 1 și 2, da? Să știi, este momentul când ea conștientizează că la nivel subtil, deci acolo unde memoria fizică nu pătrundea, da, avea aceste imagini, ca de coșmar, spune. Aceste vise, dar nu erau vise, ci erau călătorii în corpul și conectarea cu clonele, da? Și spune că își dă seama că acum că aceste corpuri sunt forțate și reci, dar că le-a înviat, le-a produs, cum ar veni, datorită contractelor cu care a venit în această lume, da? Și îmi spune că are un contract de 373 de vieți cu arhanghelul ăla, da? Da. Și că trebuia să mai continue încă. Păi a făcut 271 de vieți, da? Cele, da. Da, deci spune că este o pedeapsă, că a fost adus aici la un fel de reciclare, da? Da. Pentru că, într-adevăr, deci, ea se află în afara problemei cu Terra și cu ceea ce reprezintă aici, da? Și că războiul a fost cumva între meneoliți, așa își spuneau. Așa și rasa șarpelui, da? Și că deci ea trebuie să facă aceste vieți, da? Da. Așa ca o ieșire din monadă pentru totalul 3 plus 7, da? Care dă 10. Așa, deci din 3 celălalt din coadă se ia 2 care dă apartenență la monada lui Yahweh, da? Și rămâne una, deci o viață de probă în care ar fi dovedit că s-ar fi curățat de toate astea, da? Așa, și deci acum practic și aduce aminte momentul când a fost supusă în vie, să spune că atunci avea încă un corp, da? Într-adevăr avea, era foarte grav avaria, să spunem, da? Avea arsuri așa în carne, corpul este mult, mult mai mare decât a unui uman. Să spunem cât a unui, știi că sunt anumite persoane foarte înalte în lumea noastră, da?
de-a 2,30 metri, știi, giganzea, cum ni se spune, că suferă de nanesa de gigantism. Este gena de rasă pe care o poartă cu ei, care recidivează, cum ar veni, da? Pe care, deci, ei poate o acoperă, înțelege, într-un fel sau altul, prin dispozitive și procedee medicale, dar până la urmă tot iese. Și dă așa ceva, știi? Așa, și spune că erau prinși, au participat vine de pe Marte, așa, în momentul ăsta când sunt prinși pentru că au nimicit Martele, da? Așa, deci, vă niște fierbere acolo, da? Niște bombardamente, să le spunem, dar nu cu arme din astea convenționale, pentru că suprafața în 2 timp și 3 mișcări se face ca, nu ca de sticlă, ca de oglindă, de sticlă, de tablă, vine să spun. Da? Și, deci, sunt mii de cetățeni aici și colonizatori, care ard, da, corpurile lor devin întâi un schelet negru și apoi un fum negru, da? Și văd recoltați de niște chestii, niște mașinării ca niște dușuri, da? Numai că nu curge apa în jos din găurile, ci urcă sufletele în sus prin aceste dispozitive, da? Vezi tu că între ele, că sunt mai multe, deci mai sunt și suflete care evadează, da? Dar totul este înconjurat, știi, de plase, plase, sunt prinși de alte rase, da? Dar nu face parte de refugiația ceea ce a participat efectiv într-un corp, da? Este cu un corp androgin, ca al rasei pe care am văzut acolo pe planeta aceea, dar androgin, nu are sex, că e bărbat sau femeie, da? Au părul lung, scorpurile așa mari, frumoase, înalte, bine proporționate și parcă a participat la eradicare, da? Văd că aici s-au făcut experiențe privind o substanță care seamănă cu mercurul nostru roșu, acel mercur roșu, care e responsabil de multe rele pe Terra, da? Care practic este un factor, din câte înțeleg, care este băgat și în sângele uman, da? Îl face greu. Așa mi-a venit, știi? Da. Și, deci, celorlalți le s-a spus că ăștia cu experiențele lor, cu colonizatorii lor, pun în pericol echilibrul aceste întregi părți din univers, da? Și atunci se ia hotărârea ca această planetă să fie decimată, nimicită, da? Ea face parte din cu totul alt sistem solar și n-ar fi trebuit, cum să spun, atrași în această curs, da? Dar au reușit prin niște prealianțe, știi, să-i atragă, da? Și din nou costumul acela greoi care devine un costum blocant. Da? Și din nou văd entitatea șarpe, Iacveul, da? Văd că s-a dus pe planeta lor, da? Așa și prin minciuni, bineînțeles, prin falsa înțelepciune și învățături, deci a spus, dar nu în sensul religiei terestre, da? În sensul unei prietenii interplanetare, știi? Da. Așa, și văd că le dădeau voie să se strecoare în costumele lor. Ca și cum corpurile șarpelui deveneau un alt fel de materie, da? Una așa, ca o plasmă destul de luminoasă, translucidă și ei transportau în acele costume, ascundeau cumva, știi? Așa, ca să-și atingă interesul, da? Așa și... Deci, după cum am spus, sunt prinși, da? Deci intervin zburătorii ăștia, da? Parcă zburătorii din
poeziile lui Eliade, știi? Rădulescu, da? Așa, și văd că sunt încarcerați, da? Parcă ar fi pus niște celule într-un neant, da? Atârnate de un dispozitiv. Cum se bagă la dispozitivele medicale fiolele, știi, când sunt puse să fie analizate în aparatul ăla, știi, și se pun cu brațul așa și ele sunt atârnate. Așa și ei atârnați, da? Și le se spune de către ființele astea că au făcut alianță cu cea mai cumplită plagă a Universului, da? De fapt, urmează să facă contractul cu cea mai cumplită plagă a Universului, care sunt sistemele arconice, da? Și deci, bineînțeles că pun întrebări ăștia cu corpuri, știi? De se spune că de ce au corpurile așa, de ce parcă sunt formați din lumină întoarsă spre întuneric. De ce nu se și spune că corpurile lor și tot ceea ce sunt ei sunt dincolo de puterea lor, de înțelegere, știi? Adică că se formați ca din niște informații în byte, știi, din pătrățele. Și de aici încolo îi spun că vor fi duși în dimensiunea iadului, cum ar veni, știi? Cam așa, reiese și deci le se dă sistemul acela de curățare a vieților, da? Știi, în momentul când, înainte de a semna și a face înțelegerea asta, așa, deci este o aulă mare unde ei sunt niște clopote, parcă sunt clopotele de lumină, aici sunt partea de jos, ca niște pupitre și sunt foarte mulți dintre reprezentanții din Arhanghel, da? Și deci parcă în fiecare se transmite un cod, deci arhanghelii cu care va lucra când își va corecta karma, da? Și asta zic, când ajunge momentul ei, da? Deci ea își vede toate viețile până la ultima, da? Acum poate să-i arate și luna și soarele și toată istoria galaxiei, pentru că în clipa următoare aceste memorii se vor bloca. Așa, de ce nu se ferez, da? Inclusiv viața asta pe care o are acum, da? Și acum, deci acest suflet înțelege că de fapt nu a avut prea mult liber arbitru. Practic, îi se pare că în vieți este un fel de liberă alegere, da? Da. Zice că liberul arbitru și l-a mâncat, cum ar veni din momentul în care a acceptat să vină în aceste condiții, da? Și își vede și viețile de dinainte, da? Da. Și vede că, practic, pe viața asta are 73% ratare a scopului, da? Și își dă seama că niciodată nu o să poată lucra după condițiile lor, pentru că o vor forma și o vor trimite în acele tipuri de viață în care exact să rămână datoară, da? Deci nici vorbă să iasă după încarnările astea, știi? Și zice, eu vreau să mă șterg din catastifele lor, da? Da. Sunt niște cărți uriașe, cum e acel codex Gigas, știi? Da. Niște cărți uriașe în care sunt pagini alocate fiecăruia, știi? Și dacă vezi că nu-ți des, au niște ilustrate, așa, niște desene, dar nu-i desenat omul cum arată în corpul lui, ci sistemul neurovegetativ, da? Da? Deci esența, întotdeauna apare esența și conexiunile, da? Deci sunt zone notate, de exemplu, are un fel de hiperimplanturi, de ceva care se ascunde în celule, între celule de tip teta, kappa, 1, 2. Da. Da. Așa, și zice, atunci unde sunt experiențele mele? Zic, în supraconștientul colectiv. Asta s-o știi, da? Da.
Și zice, de ce m-a lăsat sursa dacă eu fac parte din ea, spune, să facă rău? Uh-huh. Zic, pentru că în dualism există noțiunea de rău sau de bine. No. În rest, poate că a vrut să se cunoască pe ea și a vrut să fie sigură prin extensiile ei că nu va deveni niciodată rea, da? No. Spunem, dacă este să o luăm așa pe dualism, da? Și practic toate se rezumă la trecerea prin timpuri și corpuri, da? Da. Zic, dar tu vezi când vii dincoace că timpul nu mai există. Zice, dar îmi văd toate viețile în față ca și cum aș fi în ele încă. Zic, ești o demonstrație de putere, de preluare a puterii pentru tine. Însă, zic, ar fi prima să-ți extragi tot, pentru că informația rămâne, cum a întrebat. Nu se da. Pierd? Nu se pierd, pentru că tu ai fost și ai făcut și s-a înregistrat în, zice, în memoriile acasce. Zic, lasă memoriile acasce deoparte, da? Uh-huh. Pentru că ele sunt mai o copie, da, a celor da. Ce se întâmplă. Nu sunt memoriile. Sunt memoriile universului limitat, da? Contaminat, o parte din marele univers, da? Care există din creație, da? Și da. Își dă seama și a scos memoriile de acolo, da? Și spune, eu vreau să spun acestei ființe că nu vreau să mă mai îngenunchez în fața ei și nu vreau să primesc toate astea. Da. Și spune, acea ființă cu voce tunătoare, știi, este... cum ar veni, este originalul, știi? Da. Niște energii cumplite, am izolat. Ridică-te, poate da. Intră. Dar nu pot să mă ridic, dacă mă ridic nu mai văd nimic. Nu mai pot să percep nimic dacă ridic vibrații. Fie cu 1-2 grade, deci nu mai percep. Așa că trebuie să stau aici până rupe toate contractele. Copiile, oglindirile lor, posibilitățile de refacere în viitor, că au încercat să o înfricoșeze că familia ei în forma actuală nu va mai exista, da? Da. Și a spus, blochează acest gând, această intenție și nu o prelua. Pentru că tu deja în conștiință și în sursă, că toate au loc cu sursa, da, fiind da. O particulă din sursă, tu, zic, ea nu va permite așa ceva, pentru că sursa dorește să fie încheiată cu brio experiența până la capăt, da? Mm-hmm. Pentru că prin această experiență, tu fiind ea, ea învață prin tine, da? Da. Și zici, și atunci nici o ființă sau neființă, zic, nu poate împiedica asta, da? Decât numai tu. Mm-hmm. Dacă tu iei hotărârea ca să nu fie existat nimic, anulăm de creem, știu, spun asta pentru că percep perfect că nu o să fac asta niciodată. Da. Că totuși există legătura de iubire, da? Și să știți că există o legătură de iubire în primul rând pentru ea și pentru corpul ei, da? Da. Vedeți, deci are în corpul fizic actualmente aproape 70 de ani, da? Corpul nu este în așa bună stare. Dar voi știți ce legătură de iubire este ea între ea și corpul ei, numai că nu este recunoscută, înțelegi, la nivel fizic, da? Da. Deci, practic, foarte puține suflete nu își iubesc într-adevăr corpurile, da? Pentru că au avut impresia că a venit silit în aceste experiențe, într-o măsură sau altă, păcălit sau silit, cam toți vin. Așa, dar există și o marjă de aprobare proprie, da? Și de moment i-am zis, ce tu te afli aici, da, a spus că nu ar face așa ceva. Pentru că influențează viața, cel puțin din câte înțelege, a sute de persoane, nu numai proprii copii și asta, da? Deci da. Este un punct în familie, în toate. I-am zis, uite, este momentul oportun să retragi și să eliberezi, da? Da. Le spui așa, între suflete trebuie să existe legătura sufletească, da? La nivel de conștiință și comunicare și de informație, da? Iubirea dezinteresată, cum este iubirea din sursă. Restul sunt atașamente, da?
Spune-le tuturor neamurilor tale, ancestori și predecesori, da? Că tu îi eliberezi de punctele negative ale legăturii genetice și că tu ieși din nodul genetic, da? Văd că odată venit în viața de Gherghina, da? Așa, vezi că are legătură, că ea este, acum mi-am dat seama, prin nume, vezi? Are legătură cu Gavril și prin nume, da? Pentru că acel Sfântul Gheorghe, omoritor de balauri, este o repetare a istoriei pe care tocmai am zis-o despre Arhanghel, da? Și să scoată aceste conotații, da? Este ca și cum și-ar scrie numele pe un cer mare și extrage niște coduri din fiecare literă, da? Și atunci acele litere sunt golite și nu mai au o relevanță, da? Zice o voce, știi, că, na, că o să-ți pierzi identitatea. Da. Și zice, nu o să pierd nicio identitate, ci din potrivă o să o recapăt pe cea adevărată. Și zic că ea prezintă-te sub forma ta de întâi și sub numele tău adevărat, dacă e vorba de așa, da? Da. Așa și, deci, este un fel de lumină ca o pagodă, da, care, să spunem că alcătuie un fel de siluetă umană, o lumină pe etaje, așa, mai suguiată ce-i drept în partea de sus. Am zis că e cu straturi, așa cum sunt acoperișurile de la pagode, așa. Acum au început să se învârtă pentru că era colorată pe zone și a devenit translucid, luminoasă. Așa, este o lumină curată, nu lăptoasă, nu nimic. Așa, și zice că se numește Amchet. Da, mare Amchet. Da. Și cu T insista, deci dacă ar fi să-l scriem Amic, Amare, capa E, T, Amchet. Așa. Și zice, m-am îmbrăcat aici în forma, spune, când am plecat în prima experiență. Zice că a făcut parte dintr-un sistem care se numea Viltauri. Da. Așa cum se aude, da? Așa. Era un sistem de 12 planete, sincer, știi cum sunt dispuse. Nu circular, nu, sunt ca niște trepte. Ca niște trepte, ca și cum ai urca niște trepte, da? Probabil de aici s-au inspirat aia când au făcut acele trepte spre calea raiului, știi, care sunt, există în unele ilustrate. Efectiv sunt terasamente aceste planete, da? Și sunt 12 niveluri de cunoaștere, de experiențe, da? Spune că ea împreună cu alte suflete n-au avut răbdare să treacă cei 12 pași, că undeva între planul 7 și 8 ele au plecat și au ajuns în acea lume unde le-am găsit. Da. Și zice că nimeni nu oprește sufletul să plece, să spunem, dacă el vrea. Da? Dacă se consideră pregătit, numai că li s-a spus clar că trebuie să-și asume răspunderea de ceea ce vor o crea, da? Da. Neavând, să spunem, suficient școală, pregătire, știi? Și apoi lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, da? Da, hai să mergem un pic pe puncte. Da. Sunt, nu prea sunt. Da. Așa și... Da. Este acel punct, așa, spune că a suferit de o hepatită, care a cauzat și alte probleme de sănătate. Da, bineînțeles, pentru că sunt acei nanizi virulenți, da, pe care i-am văzut, care, deci, creau așa ca niște
șanțuri interne, să spunem, și deci practic în clipa asta ea trebuie să se conecteze în primul rând cu vindecarea, da? Da. Așa, și această vindecare să topească, știi, acei pereți existenți înăuntru ficatului, da? Da. Știi, deci, știi cum vă ficatul, el este plin de găurele, da? Da. Este ca un burete sau ca un filtru, da? Așa, cum e filtrul de la mașină, da? Dar nu e rotund, de forma ficatului, da? Da. Și deci îl văd foarte mult respirând în afară, da? Luând din mediul înconjurător, luând emoții, luând chestii, știi? Da. Așa, și văd că, da, își topește, își trimite vindecare. Și am zis, trimiteți vindecare și la nivel de minte fizică. Da. Ca virgul, mintea ta fizică să înțeleagă că procesul ăsta al îmbolnăvirii și vindecării este reversibil, da? Și i-am spus să-mi spune că nu dorește să mai aibă de-a face cu acele cloni. Zic, este... Zic, păi, clonele n-au fost făcute în urma contractului cu Fâlfâl ăla. Și da. A zis, da, dar ele sunt în trupul meu actual. Și aici, în trupul meu actual, zice, văd o revenire a contractului lui Acve. Și zice, de fapt și de drept, întotdeauna au existat, da? Deci, va trebui să mergem în momentul când ele, ca suflete, se încurcă cu aceste acve, da? Așa. Și cu celelalte entități din zona terestră. Da. Și cel mai bine ar fi, uite, să facem o anulare ca să nu mai existe nici clonele. Să mergem la fiecare în parte. Să mergem în momentul când s-a decis venirea ei în această experiență, în această viață, da? Bun. Și... Da, dacă suntem, să înceapă cu anularea. Da, parcă nu îi se... Cum să spun? Ea apare așa ca într-o rochie, da? Parcă este o ducesă, să spunem, de pe vremuri, cu acele rochii și bogate la mâne și strânse în tale și bogate în jos, dar are mâinile cumva blocate la spate, da? Da. Și îi se spune că în viața precedentă a abuzat de puterea energetică a mâinilor, din câte înțeleg. Ea făcea vindecări în secret, știi? Da. Astfel încât a devenit, să spunem, un pic celebră și ducea o viață foarte bună. Știi? Și deci nepermis de bună pentru condițiile încarnărilor ei. Și s-a spus că abuza că aceste puteri, noi nu venim în corpuri, ci că să abuzăm de puterile noastre extraterese, extrasenzoriale, spune că este ca și cum trișează cineva dacă are asta, pentru că lumea asta terestră este un alt construct, da? În timp ce ei fură puterile și le fac, da? Deci le iau de la cei care le au prin dreptul universal, știi? Da. Și deci să anuleze toate contractele, permisiuni, promisiuni, acorduri, obligații, ante, subsol, puncte și subpuncte pentru viața asta. Mai avem o bucățică de la origini până în prezent. Da. Așa, aici ne ocupăm de această viață, da? Și ritualurile religioase și de orice tip de pe această viață, ce a făcut asupra lor, așa parcă la lungă pe ala din casa ei, da? Pe Iahveu, da? Din casa ei. Așa, și contractele tentațiilor și contractele conform cărora ea trebuie să sufere de aceste boli, constructul și programul și subpunctele bolilor și așa mai departe, da? Cât despre chin, să spunem că există o paritate între ceea ce a făcut omul ăsta în viața asta și ce a făcut ea în alte vieți, de exemplu,
îi văd într-o viață, este foarte tânără, sunt o soț și soție, da? Este foarte tânără, iar el este bătrân. Dar să știi că nu este genul de bătrân dezgustător care s-a însurat cu o fată tânără și profită de ea, da? Ci este un bătrân care s-a dedicat studiului, științei și nu și-a format o familie, da? Da. Dar a acumulat, avea posibilități bune materiale, da? Și vine fetișoara asta ca îngrijitoare, da? Când el este încă în putere, da? Și deci vede oportunitatea, că, ca și cum și-ar zice că el e cu un picior în groapă, da. Vede o oportunitatea de a se îmbogăți prin el, știi? Uh-huh. Și deci până la urmă îl seduce, dar el nu se lasă sedus în sensul că să aibă relații turpești cu ea, să o poftească sau chestii de genul ăsta, ci el acceptă să se însoare cu ea ca ea să poată moșteni tot ceea ce are da. ea. Că nu nu are face răutate. Da, da, așa. Și deci nici nu se duce vreodată cu ea și nu are pretenții niciodată pe da. Timpul relațiilor să aibă relații trupești, știi? Ea, deci ea încearcă, vine dezmățată, știi, în fața lui, aproape dezbrăcată, încearcă să-l tenteze, dar el își acoperă ochii și tot timpul îi spune fata mea, știi? Da. Așa și zice că între noi nu trebuie să existe, eu sunt mult mai mare decât tatăl tău, nici nu trebuie să-ți treacă prin cap că ești cu ceva obligată, fac asta pentru tine, ești necăjită și pentru familia ta să-i poți ajuta. Da. După ce eu nu o să mai fiu. Numai că vezi el, fiind o ființă echilibrată, bună și așa mai departe, este foarte longeviv, da? Adică nu mai moare odată da. Să-l moștenească. Și atunci ea este trecoară un fel de o travă, așa ca hipermanganatul de potaș. Știi așa câteva picăturile, da? Decedează. Și decedează, dar greu, se îmbolnăvește, da? Și când se îmbolnăvește, aș bate joc de el. Adică este ca lovit de apoplexie, știi? Adică este paralizat și pare că nu mai știe de el. Și deci vine în rochițica aia, în corsetul ăla, dezbrăcatul cu amanții și râd de el și îl împung cu degetul și deci el, partea lui sufletească, percepe toate astea, da? Da. Și deci primul organ care îl afectează aici este ficatul, da? O travă asta. Întotdeauna, deci ficatul e filtru și o travă la ficat se duce mai întâi, da? În sânge este filtrat. Atunci, hai să vin un pic și că am auzit un zgomot și să nu se închidă laptopul. Da. Și atunci, deci, și el vine în viața asta a ei să o pedepsească, să-i mănânce ficații. Da? Da. Asta este numai o parte din karma lor, da? Îi mai văd plimbându-se niște rochii de alea de epocă. Sunt două prietene, da? Da. Ea este cea nemăritată. Asta este măritată, au fost prieteni din copilărie și până la urmă. Se gelozesc între ele? Nu, cealaltă măritată, deci o iubește și are încredere în ea, dar ea se va încurca cu bărbatul ei, da? Astfel încât le va distruge viața conjugală și tot. Până la urmă fuge cu el în America, ia valorile și o lasă pe cealaltă cu trei copii mici, sub 4 ani. Da. Așa, și bine că rămâne cu casa, cu pământurile, dar în rest valorile sunt luate cu ei, au fugit da. Peste noapte și sunt multe chestii, știi? Adică
Ea vrea să se asigure că poate să intre în postura de alerta Da. Pe soțul ei terestru din această Da. Viață. Da? De fapt, alerta incidența faptelor pe care le-a făcut. Da? Și se spune că nimic nu este întâmplător. Practic, dacă este să privim dintr-o perspectivă de observator aceste vieți în care unii se chinuie pe alții, tot ceea ce trebuie să înveți acele ființe este numai să înveți a se iubi. Da. Da? Și cred că și de asta lasă, cum se spune, sursa oamenii să-și ia lecțiile în corpurile lor de oameni, lecțiile astea aspre, da? Pentru că este tot ceea ce se întâmplă, este lecția neiubirii, ce se întâmplă negativ, da? Faptul că și-au pierdut conexiunea cu iubirea, da? Și este vorba și de iertare, capacitatea de a ierta. Că... Pentru că, uite, condamn pe cineva că ți-a făcut asta în viața asta, dar nu se știe ce ai făcut în alte vieți, da? Da. Niciodată nu vin, cum să spun, complet așa goale de vină sau complet alte ca neaua sufletele la încarnare, da? Și deci înțelege asta și scoate ca un nor foarte negru, da? Care este făcut acum să elimine multe chestii care le acumulase. Este în corpul energetic. Da, nu este bine. În supercorpul ăla. Supercorpul ăla este sinele care ne așteaptă în sursă. Îl văd, da? Are 8 feluri de manifestare, da? Așa, deci asta 8 feluri de manifestare înseamnă forme de sine intermediar, da? Înseamnă că ea, la nivel de conștiință terestră, nu poate ca noi să se conecteze prin intenție, în mod conștient cu sursa, ci are nevoie de lipire, niște corpuri care tot îi aparțin, da, și niște trepte, niște pași. Știți, vi zice că dacă ea nu fugea atunci, da, așa, dintre 7 și 8, în pașii de învățare, 7 și 8, și spune că multe suflete sau nouă ce și-au făcut asta, au plecat din treptele de învățare, zice, de asta au făcut experiențele mai tumultoase, da? Și zice că de asta nu trebuie să ne îngrijorăm, că unde duce lumea asta, că ce se întâmplă cu planeta asta, că ăștia vor să facă. Ăștia au vrut să facă de milioane de ori, de mii de ori. Și deci și vor continua să facă până când va conștientiza și ultimul din rândul lor, da? Da? Așa, pentru că, de fapt și de drept, sufletele sunt, într-un fel sau altul, conștiente pentru că pleacă din sursa conștientă, da? Tot ceea ce fac sufletele este să facă jocul acestor entități, să conștientizeze ele unde au ajuns și să se recicleze una câte una, se spune astfel încât eu reciclez tot ceea ce pot recicla, spune, din experiențele mele, da? I-am spus să dea drumul la informație în supraconștientul colectiv, adică să o pună la share public, știi? Da. Așa, să dea informații despre corpurile ei, simțirile ei, funcționarea corpurilor, da? Tot ceea ce am învățat în toate viețile, iarăși în supraconștientul colectiv, da? Așa, și încă o dată să anuleze, să se reconecteze cu sursa, da? Și aici să anuleze contracte, promisiuni, permisiuni, înțelegeri, copii, oglindiri, posibilități de refacere în viitor, făcute cu sau fără voie, știința ei, cu orice tip de entitate, de înaltă sau joasă vibrație, din toate timpurile și din afara lor. Da, așa și copii, oglindiri și să dea problemele ei sursei, da. Da. Să-și ia și codul ei originare ca ființă pentru scrierea programelor benefice ei în morfon, de tonus, suplețe, elasticitate, tinerețe celulară. Da. Așa, să-i dăm informațiile pentru crearea gentuței de ieșire din Matrix, cu scrisoare de intenție de a se deconecta la această experiență de
toate planetele pe care ai experimentat. Și de Tera, pentru că Da. Tera, prin frumusețea și varietatea ei, deci creează atașamente foarte serioase, da? Da. Practic tot ceea ce a aparținut Terei prin purificarea focului trebuie să se întoarcă aici. Și tot Da. ceea ce nu aparține, adică ceea ce suntem în energetic, în astral, în eteric, să se întoarcă din locul care aparține. Da. Așa, să-și dea drumul și la abundența ei benefică, dacă toți suntem în sursă, să transmită în toate formele ei de manifestare. Până la corpul și mintea fizică, da? Așa, a fost foarte restricționată abundența ei benefică, da? Deci, întotdeauna cel mai mult a fost 63%, dar nu funcționa, nefuncționa, blocat, da? Da. A avut chestia asta, karma asta, și o văd pe linia feminină, este ștersă această Da. conexiune după cum am făcut vindecare. Uite, să vindece toate relațiile, toate legăturile, iar pe cele care sunt contrare evoluției și a binelui cel mai înalt, să le reteze, da? Așa, și zic, văd că aici se vine cu un blestem pe linia feminină pe care le-a transmis mai departe la toate fiicele ei, da? Este un blestem a nefericirii, da? Ca fiicele ei să nu fie fericite în viața de zi cu zi, în căsnicile lor, și dacă sunt, să piardă în altă parte, da? Să fie chinuită și ea, pentru că este blestemul unei părți feminine, așa, care și a lor au fost implicate practic în vânzarea de fetițe. Da. Eu nu vreau să intru prea mult în așa. Deci au acest stigmat, acest aspect, da? Și Ele, da. deci, practic, la 5 generații în urmă de la ea, deci bunica, străbunica, etc., Da. așa, deci și-au asumat această răspundere să dea ca punct în linia genetică, da? Deci liniile sunt vindecate, le-am vindecat Da. mai devreme. Da. Cu Da. cea originară vreau să spun să o conecteze în lumină pură pe Asta se parcursul conect. experienței, da? Asta se conectează automat când ea Da. s-a reîntregit. Acum să se reîntregească corpul și mintea fizică, să fie în legătură cu spiritul, conștiința și sufletul într-o unitate indestructibilă, da? Și Bun. spune că are cele 5 corpuri ale conștiinței, da? Da. Primul este corpul fizic, restul sunt formele de manifestare, 3 dintre ele, vi le-am spus, da? Una este corpul fizic, 4, și al cincilea ar fi o combinație între mental și emoțional, da? Da. Da. Îmi vine că e acel corp care unii îl numesc cauzal, da? Da. Adică conform unor cauze se creează, da? Așa, și acum să se conecteze cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Tera, cu spiritele pure din zona unde trăiește ea, așa, și cu spiritul apei din univers, da? Da, Energia pură a apei. să-și curețe lichidele, fluidele din corp, să elimine reziduri, materiale grele rămase, să-și energizeze chakrele. Da. Bun. Să revenim acum și aici. Spune-mi cum o vezi, ce diferențe sunt la gradul ei de conștientizare, cum circulă energiile față de începutul sesiunii. Deci, grad de conștientizare a urcat de la 12 la 5, mare legătură cu Da. Tihania de niciun fel. Clonele s-au topit, toate părțile sufletești alcătuiesc nucleul compact al sufletului, da? Da. Așa. Chakrele sunt curate, sunt aliniate și sunt și sigilate împotriva contaminărilor. Contracte nu mai există pe niciun, așa, și are un grad de
purificare, da? Da. Între 63 și 98%. Adică el vine valuri, știi? Adică Da. se curăță contracte, da? Se curețe și toate contractele de implicare, da? Da. Da. Bun. Așa. Să lăsăm saliele lin la corpul fizic și mulțumim. Îndespărțim părțile eterice una de cealaltă, tăiem conexiunile nebenefice, ne curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice, anulăm înțelegerea pe care s-a bazat această sesiune, curățăm locația unde s-a desfășurat această sesiune, device-urile, conexiunile folosite și închidem portaluri, canale, ardem toate rezidurile, resturile rămase în urmă. Da. Iar acum o să-ți număr de la 1 la 3, iar tu o să deschizi ochii și o să te simți bine. Și 1, 2 și 3, deschide ochii.